Ziua de astăzi are o dublă importanță pentru Ucraina. Sunt 32 de ani de când și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică și își sărbătorește ziua națională, însă este marcat și un an și jumătate de la invazia rusă. Încă mor oameni în bombardamentele rușilor, iar în estul țării încă se duc lupte puternice. Ucraina este astăzi independentă și suverană, însă poartă un război în care nu a ales să intre și va lupta până când își va recăpăta și ultima palmă de pământ, le-a transmis președintele Volodymyr Zelensky liderilor pe care i-a primit la Kiev, cu ocazia celui de-al treilea summit Platforma Crimea. Ucrainske sile ruhayutsya vpered, popri vse, chob tam kto ne kazav, vpered, i tse najgolovniche, my ruhayemosh, a koli Rossiya vidstupaye iz zakhoplenykh territoriy, vona prosto zaplușe în ce ochi, în svoju slabkisti. De când au declanșat contraofensiva din estul țării în luna iunie, forțele ucrainene au înaintat încet, însă și-au sporit atacurile cu drone care pătrund tot mai mult în interiorul Rusiei. În ultimele zile, soldații Kievului au eliberat un sat din zona Zaporojie, considerat strategic pentru drumul către Melitopol. Din biroul său de la Moscova, președintele rus transmite însă același mesaj de la începutul războiului. Trupele sale nu vor decât să îi apere pe rușii din republicile separatiste Луганськ і Донецьк. Наші дії в Україні продиктовані тільки одним: положити кінець той війні, яка була розв'язана Западом і їх сателітами на Україні проти людей, живущих на Донбасі. De la începutul războiului, în 24 februarie 2022, aproape 10.000 de civili ucraineni au fost uciși. Peste 8 milioane au fost forțați să își părăsească țara. Papa a îndemnat la rugăciune pentru poporul ucrainean. La guerra è crudele, tanti bambini spariti, tanta gente morta. Preghiamo per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, oggi in una data significativa per il loro paese. Și acum, ca și în 1991, pe străzile Kievului sunt tancuri rusești. Pe 24 august 1991, Rada Supremă de la Kiev a adoptat declarația de independență și a marcat o victorie a poporului. La Kiev, oamenii se pregătesc să transmită un mesaj dur Moscovei de ziua națională. În piața Maidan au fost aduse tancurile și blindatele armatei Rusiei, care a încercat să cucerească capitala ucraineană. Între timp, Volodymyr Zelensky a primit noi promisiuni din partea aliaților. Țările de Jos și Danemarca vor livra Ucrainei mai multe avioane de luptă F-16. Adriana Stoian, jurnalist Euronews, se află la Kiev și ne aduce detalii. În timp ce președintele Volodymyr Zelensky a făcut un tur de forță în ultimele zile, în discuții cu partenerii vest-europeni, de la care a primit promisiunea 61 de avioane F-16, mult așteptate, o doleanță mai veche a Kievului, după cum ne amintim, încă de la începutul războiului au cerut suport aerian în lupta lor împotriva Rusiei. Acum această dorință se pare că le va fi împlinită, dar mai este drum lung până acolo, de la promisiune până la pregătirea piloților și oamenilor care vor opera aceste avioane și care vor asigura mentenanța lor. Așadar, nu e ceva care se va întâmpla foarte repede. Cu toate acestea, este un pas înainte și, între timp, în Ucraina, la Kiev, oamenii se pregătesc destul de în tăcere să sărbătorească Ziua Națională, care este pe 24 august. După cum vedeți în spatele meu, au fost aduse aici, în piața Maidan, tancuri și blindate care au fost recuperate de la soldații ruși atunci când au încercat să cucerească Kievul anul trecut.